Bă, să nu, să nu-ți scape aia din mână, te rog frumos. Salutare și bine v-am regăsit la un nou daily vlog. Astăzi o să fie un daily vlog extraordinar de bun, pentru că fiți atenți de ce. Supărată ca de obicei. Cine te-a supărat? Nu prea ne bagă în seamă, dar bine, uite cum că ne bagă în seamă. O să fie un daily vlog foarte interesant, pentru că avem o grămadă de chestii de făcut astăzi și bineînțeles, neapărat. Ok, înainte de toate, ce avem de făcut? În primul rând vreau să vă arăt o chestie foarte, foarte tare și vreau să vă prezint o chestie. Știți că v-am mai prezentat eu o anumită aplicație cu care foloseam să îmi recuperez date șterse de pe iPhone și tocmai de aceea vă mai arăt încă o dată chestia asta, pentru că mulți m-ați întrebat de ea. Aceasta este aplicația, este vorba despre un program unde poți să-ți recuperezi date șterse de pe iOS și Android. Tot ce trebuie să faci este să-ți instalezi programul, un calculator pe Mac și orice ai tu mai departe. Și pe lângă chestia asta, aveți linkul în descriere și au și un concurs foarte, foarte tare la ei pe site. V-am lăsat linkul în descriere, dacă să puteți câștiga și că anumiți bani, aveți șanse foarte mult. Multe șanse să câștigați bani, trebuie să descărcați programul și să intrați în discuția lor de pe Facebook. Deci aveți totul în descriere dacă vreți să aflați mai multe, neapărat. Și foarte mulți m-ați întrebat și de squishy-urile, câte squishy am și nu știu ce, și mi-a sugerat cineva în comentarii că să fac baie în squishy. Bine, practic nu am atât de multe squishy încât să fac baie în ele, dar o să încercăm să facem o baie în squishy. Pentru că mi s-a părut foarte tare ideea, așa că hai să-i dăm bătaie. Da, deci da. Yeah. Stai să mă spăl cu el. Ok, Alma, ești ok? Alma, îți place baia în squishy? Deci, da. Ok. Cam asta a fost baia în squishy. În momentul în care o să facem rost de 1000 de squishy, atunci o să facem o baie ca lumea în cadă. Până atunci, asta este baia în squishy. E un mare like. Perfect, acum ne-am pregătit să plecăm, pentru că este ora vreo 9 seara acum și o să trebuiască să plec la niște filmări tot acolo cu Valentin Luca, pentru că știți că am făcut niște challenge super, super tari și o trebuiască să filmăm tot așa într-un studio foarte, foarte tare. Mai avem de făcut încă un challenge foarte mișto cu niște efecte extraordinar de faine pe care o să le facă băieții de acolo și încă un challenge apoi. O să trebuiască să fie un concurs. O să vedem ce filmăm pe acolo și o să ne revedem pe acolo. Așa că hai să dăm drumul. Zici că ai videoclip muzical și foarte filmat. Am început nebunit. Care e mai talentat aici? Hai să vedem. Hai. Se putea să ajungi de toate. Hai. Nu, o filmezi? Da. Stai bine pe bune, deci nu stai bine. Că am... A, nu stau bine aici? Ole. Bine. Salut. Hei, hei. Dă-i. Partea a doua cu Valentin. Hai. Partea a doua cu Valentin. Uite, viață. I-arătam lui Florentin o mișcare cu care eu am câștigat. Merge? Da, merge, filmează acum, merge. Că tot e natural. Care după... eu câștigam și câștig competiții. O mișcare originală. Semnătura ta, ia să văd. Asta, signature. Ia, și acum eu. Stai, stai. Acum eu, ia. O să filmezi tu, nu e nicio problemă. Yeah. Deci stau așa, da? De aici. Da, da. Stai, așa. Cum? Nu, așa. Și cu degetul... Așa, poți filmezi tu mâna. Așa, cu degetul ăsta arătător. Așa. Duci mâna la maxim în spate și după aia activezi încheietura. Suști. Okay. Oh, stai că a vrut să facă stol. Fii atent, fă altceva. Ia, ține puțin. Fii atent. Ține sticla pe mână. Așa. Pe mâna ta, your strong hand. Da. Și fii atent. Ține-o. Uniu, stai. Ține-o. Bă, nu văd. Ui! What the fuck? Bă, ești nebun. Fii atent. Dai peste mână și bagi mâna de desubt. Sub ea, da? Uite că-ți fac loc. Dar mai tare. A, mai tare? What? Zici că e o magie din aia, știi? Aha. Poți să o echilibrezi acolo? Da. Hai că o țin eu așa, uite, cu oață. Ia ce. Stai, dau aici, da? Da.
Nu simula că dai și nu dai, pentru că eu și las un pic mâna, ca să poți să o bagi tu pe a ta. A, deci okay. dau ușor sau cum? Nu, hai. Nu simula, adică nu faci așa. Dai direct, dai dintr-un. Da, așa. Da, dai direct. Da, da. Ce fost aia? Nu, asta e din filmele. Stai că fac. Nu. Da, fii atent. Deci mi-a rost și mâna. Uitați-vă un pic. Bă, eu ți-am stricat-o. A, nu mă, nu. Nu, serios, era stricată sau am stricat-o? Nu, ai crăpată, ce să mă. Crezi că eu vin cu chestii stricate, dar tu ai microfonul rupt cumva și eu nu știu. Da, eu îmi fur microfonul. Trebuie să plătesc, gata, am fugit. Adio, pa, ne vedem la anul. Când mai facem următorul challenge. Ați vreodată interesat să vă știți cine este vocea din spatele Telecom? Ia, hai, curaj. Hei, salut. Salut internet. Eu sunt camera și poți să zic. Și ce zic? Zic ce zic eu. Bun, hai că zic oferta, că mi-am pus lumina așa frumos. La cartela Telecom ai 30 de GB bonus de alte experiențe. Hainet liberare. Urmează partea a doua din reclamă, ia. Ia. Ok, stai să vine aici, stai. Bun, suntem gata? Da. Bun. Câți vlogări în cap în 5 euro? Nelimit! Ce Instagram ai? Ca să dea lumea follow. The Golden Smog. The Golden Smog. O să trec pe ecran exact acolo. Cade sau nu cade? Vreau să-l văd acolo așa mai îndeaproape, știi? Ia uite. Ce roz e, vai. Da. Dar cu ce l-ai dat? Cu vopsea normală? Oare cum o să primești cu puținele? Da. Challenge, urmează challenge. În caz de întrebați, este pur și simplu apă. Sigur e doar apă, nu? Da, din casă. Da, e apă, dar este nu este orice fel de apă, este o apă. Apă tonică? Apă minerală. A, e apă minerală, deci nu e apă normală. Da. Iar ăsta roz e colorant, nu? Da. Da? Ia să vedem. Aici maestru. Vrei să le egalezi? Oarecum. Ăsta da challenge. Câți vloggeri intră în cartela Telecom? Și acum partea ta. Nelimita. Nu mă satur de chestia asta. Direct ringtone pun. Radu, ce faci aici? Mă joc. A dormit, nu? Și am găsit al nostru fie. Aoleu. Stai, alcool, n-am voie să arăt. Nu e alcool, el e suc de mango. Suc de mango. Dar ce mișto arată pe cameră, e foarte, foarte colorat dacă vezi. Fii atent, uite pe cameră. Ia să vedem pe cameră. Ce mișto să vezi? Păi e o culoare super mișto, foarte tare. În caz de întrebați, este ora... Cât e ceasul? 3? E 2? Cât? Ce mai zi o dată? Când îl întreb, cât e ora? Nu mă, cât e ceasul, mă, că dacă mă întreb cât e ora, nu merge. Cât e ceasul? 200 de euro. 200 de euro. Da, două ceasuri, două cese. Stai că aici șeful m-a indus în eroare. 200 plus 200, 300. 200 plus 200 egal 300? 300. Ca să vedeți și voi la ce oră se filmează. La ora 2 noaptea. Yay! Partea cea mai tare la acest video este că avem și provizii aici. Radu, ce vrei de aici, zi? Avem Burn, Snickers, Bounty, ceva mai sănătos, banane, portocale. O apă? Vine imediat, ia fii de atent. Și acum, Flair Bartending, ia. Prinzi? Ia, direct. Și acum... Ah, ok. Tai la montaj. Ce? Nu, tai la montaj. Web. Și acum. Oh! Bine. Samurai Jack în persoană. Oh! Direct. Mi-a sărit toată portocala pe mine. Și Ohoho! Și acum mănânc-o. Bă, să nu scape aia din mână, te rog frumos. Hai, bă, că am atins-o. Hai, încă o dată. Bravo! Hai, încă o dată. Hai. Ăla-i.
Bă, dar îmi tai, vezi, în bucățele mici, uite, deci asta e ultima oară, gata. E foarte bine. Da, da, e bar. Ai ras un pic. Gata, după aia poate... Ia, dă un pace, dă un pace. O puneți la efect, că se taie în două, da? Mă duc să spăl. Cam acesta a fost daily vlog-ul de astăzi, mort de oboseală ca de fiecare dată, însă avem o energie extraordinară la ora 6 dimineața. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, neapărat, neapărat, neapărat. Aveți totul în descriere, așa că ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!